Vă mulțumesc foarte mult. Costurile restaurării sunt absolut minime. Mâna de lucru este gratuită pentru că am făcut-o cu membrii cercului de pictură, iar costurile sunt în jurul valorii de 1.000-1.200 de euro, care au costat doar materialele pentru renovare. Invitația din această seară se datorește unui eveniment care se numește Sala Transilvania, restaurarea picturii murale. De câtva timp încoace, probabil e comun la multe centre universitare, dispară reperele studențești care cândva au constituit faima orașelor. E vorba, în primul rând, de cafenele. Clujul încet, încet își pierde Croco, își pierde Mamaia, își pierde Arizona. Și în seara asta, împreună cu invitații mei, aș dori să răspund la o întrebare, împreună cu dumnealor, dacă Casa de Cultură a Studenților va rezista. Dar înainte de toate, aș vrea să fac prezența colegilor care au restaurat pictura și a ajutoarelor lor. Ovidiu Octavian Opaiț, conducătorul grupului. Bine ai venit, Ovidiu, te rog să fii legătit. Laszlo Prinel Nagy. Și nu în ultimul rând, dar trebuia să fie cineva al treilea, Sándor István Sós. Ei sunt autorii principali. Pe lângă ei, ei au fost ajutați de Simona Doina Rus, ridică mâna Simona, bine ai venit, Maria Dușa, Daniela Diana Mihuț, Mariana Pataki, Brândușa Alexandra, Mucul Pal. El este un coleg care nu este nici din Cluj, nici din Iași, nici din București, nici din Craiova, nici din Timișoara și nici din România. Cred că v-ați dat seama. Domnița Pășuț, din Angelicomia. De fapt, întâlnirea noastră seamănă cu ceva care s-ar întâmpla peste 20 de ani. Am citit astăzi în ziarul de Transilvania, un ziar de Cluj, un anunț care spune așa: la Casa de Cultură se va întâmpla cu tare și cu tare lucru. Nu era menționat ce fel de Casă de Cultură. Vă comunic că această Casă de Cultură nu este numai a studenților, este a filarmonicii, este al politicienilor, este a tuturor conferințelor și manifestărilor de preț. Fără această casă care astăzi o resărbătorim, am fi pe nicăieri. Să nu vă pară rău, stimați colegi, studente și studenți, că împărțim zidurile cu oameni care vor să nutrească în sufletul lor cultură și știință. Și pentru că această Casă de Cultură este a cetății Cluj. Și vă doresc să ne bucurăm împreună de ea, ca și până astăzi, și de aici încolo până la Apocalipsă. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat cu atâta răbdare. Vă mulțumesc, domnule profesor. Despre ceea ce s-a întâmplat în această sală, despre lucrarea în sine, nu poate să vorbească decât un specialist. Domnule profesor, aveți cuvântul. Fac parte din generația care a contribuit efectiv și la clădirea acestei case de cultură. Eram proaspăt student când ne plimbam în acest loc, care era un loc perimat, cu ploile de toamnă care exista în acele vremuri în Cluj, și am fost printre acei care am pus, și sunt mândru, și o cărămidă la clădirea acestei case de cultură. Cei trei pictori prezenți cu lucrările în această sală sunt foștii mei profesori din anul întâi.
profesorul Feierbedru, care a fost și luptător în al doilea război mondial, Petre Avrudan, unul din pictorii noștri de referință, care întâmplător a și jucat fotbal la Universitatea Cluj și ne vorbea de acele vremuri când în condiții vitrece Universitatea totuși era simbolul, flacăra vie a spiritului românesc în Transilvania. Cred că lucrarea, partea de bază, a clădit-o profesorul Obo din Oibelo, care mi-a fost șef de catedră cât timp a fost în ultimii 25 de ani la Catedra de Pictură a Academiei din Cluj. Această casă de cultură a întrunit personalități, idealuri și visuri. Țin minte că aici a venit Nichita Stănescu în 1980, în acele vremuri când tânăra generație era în stare să aduleze, să ridice slavă pentru Creator. Poate astăzi acest fenomen, din păcate, este mai puțin prezent. Ce să facem? Astea sunt vremurile și sperăm că vor veni și alte vremuri. Sper că totuși această casă de cultură va păstra în tinerețe acea tendință, tendința spre visul, spre idealul. Și așa cum spunea Brâncuș, special dumneavoastră tânăra generație, aveți sarcina și menirea de a sprijini, de a tinde spre lună. Chiar dacă nu veți reuși, veți fi printre stele. Vă mulțumesc! Domnule profesor, vă mulțumesc pentru amintirile frumoase pe care le-ați depănat despre această sală. Și aș vrea să vă spun că domnul profesor face parte din categoria celor care au amintiri speciale de aici. Și vă rog să fiți foarte atenți. Dumnealui a venit în această seară însoțit de soția dumnealui. Bună seara și bine ați venit! Mi-au povestit zilele trecute că în această sală, care s-a numit sala de dans, de mult, de mult, povestea spune că s-au întâlnit și s-au căsătorit. Pentru această pereche minunată și pentru doamna, eu am pregătit un buchet de flori. Vă felicit, doamnă, că ați ales un pictor de renume. Vă spuneți-ne, dintr-o perspectivă feminină, ce a însemnat această sală pentru dumneavoastră. Greu de spus. Și acum am reușit să mă gândesc la seara aceea minunată, când a fost de fapt un bal masar și am apărut aici. Soțul meu încă nu mă cunoștea prea bine. Am început să dansăm. Cred că am dansat aproape toată noaptea, sau când ne dădea voie la iubim, cred că totul nu chiar toată noaptea, până pe la ora 10-11, urmă m-a condus acasă și a doua oră mă spus că noi ne vom căsători. O lună, două. O lună, două și ne-am căsătorit. Așa că pentru această sală am o dragoste deosebită și amintiri care ne fac și astăzi să facem. Vă mulțumesc foarte mult. Să vă mărturisesc că și eu m-am căsătorit tot aici. Aici mi-am cunoscut soția pe care, sigur, și vă spun la toți, am iubit-o, o iubesc și astăzi, și pentru că am cunoscut-o aici, am adoptat și casa și o iubesc foarte mult. Numai așa se face, că în fiecare zi îi adăugăm un plus de valoare. Până acum au vorbit oameni despre trecutul acestei case, despre ceea ce a însemnat viața ei și a dumnealor cu mulți ani în urmă. Îl invit pe un coleg mai tânăr, președintele ANOSR, să ne spună două vorbe despre cum găsește evenimentul și cum găsește această casă, chiar dacă nu comparativ cu altele, câteva lucruri despre noi și despre voi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În primul rând, aș dori să mulțumesc Casei de Cultură pentru invitația care ne-a făcut-o pentru această seară. Noi ne-am adunat astăzi la Cluj pentru Forumul Organizațiilor Studențești din România. Nu cred că ar fi existat o ocazie și o sală mai adecvată pentru începerea Forumului Organizațiilor Studențești din România. ANOSR a susținut, susține și va susține în continuare Casele de Cultură a Studenților din România. Sperăm ca aceste case de cultură să apară în toate centrele universitare din România,
Sperăm ca lucrări ca aceasta de astăzi să apară în mai multe case de cultură. Sperăm ca acest tip de activitate să continue și nu putem decât să susținem astfel de activități și să vă mulțumim pentru includerea noastră în programul de astăzi. Vă mulțumesc! Știți că a fost o bucurie, a fost o bucurie mare când am aflat că sunteți prezenți la Cluj și sunteți bineveniți aici și în seara asta și cât va dăinui această instituție. Pentru că ne apropiem de autor și pentru că autorul nu este clujan și nu este nici singur, a fost susținut în toată perioada asta și nu cu simplitate, de soția lui, Anca, pe care o invit lângă mine și pentru care am pregătit un buchet de flori, pentru că ai avut grijă de el și l-ai lăsat să lucreze aici atâta vreme. Îți mulțumesc, Anca! Ei amândoi sunt din Cocșani și, din păcate, în următoarele zile, adică chiar mâine, ei vor pleca din Cluj. Așa că Ovidiu ne lasă o avere în casă, o avere care o să-l cheme înapoi peste câțiva ani. Ovidiu, cum a fost? Cum să zic? Mă simt oarecum și emoționat mai tare, având în vedere că mâine voi părăsi Clujul, din păcate, pentru o lungă, lungă perioadă. Ceea ce este cel mai important este un mic bebe de 5 ani al Casei de Cultură, Clubul de Pictură, și acest club mă bucur că numai și numai cu ajutorul conducerii și celorlalți colegi, clubul va merge mai departe, ceea ce este cel mai important pentru mine. Ceea ce vreau să vă zic cel mai important este că, într-adevăr, de fiecare dată când Anca se află lângă mine, am și mai mari emoții. Și pentru mine a fost o mare onoare să am ocazia. E vorba de un limbaj plastic. Să mergi pe desenul a trei mari artiști, trei mari profesori ai Clujului, ai acestui centru universitar, și să mergi pe desenul lor, să-l scoți înapoi în evidență, este o onoare incredibilă. Și mai ales să mă regăsesc cu domnul profesor Bodiș, care mi-a fost profesor și m-am prins chiar în anul întâi de facultate. Doi. Anul doi de facultate. Și vă mărturisesc că am învățat foarte multe și mulțumesc pe această cale. Și cel mai important este că această pictură, consider că, fără să vreau, o parte din mine se află în ea. Și va rămâne mult, mult timp. Până va veni cineva, iar peste 40 și ceva de ani, mai exact 48, va veni cineva și o va restaura și o va da în folosință din nou. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat, dar vreau și simt nevoia să-i mulțumesc domnului director, Silviu Corpodean, că mi-a dat această ocazie. Vă zic, este un lucru nemaipomenit să te lupți cu o suprafață atât de generoasă, peste 250 de metri pătrați de pictură și să vezi unele zone cum apar probleme și trebuie să le rezolvi neapărat, e o confruntare, e o luptă și acum, ca și o glumă, într-adevăr, noi mai și pretonam imnul Cluj pe schele și cel ce pere. Și ne distram și ne-am simțit bine. Am făcut-o într-un timp cât mai scurt, a fost o provocare pentru noi. O să vă rog frumos să aveți răbdarea să-i ascultați și pe ceilalți, o mică parte din echipa mea mare, ceilalți doi colegi care au stat lângă mine și pe ultima sută de metri chiar băgat mingea în poartă. Pentru noi a fost o victorie că am reușit astăzi dimineață să încheiem ultimele retușuri. Ca să-i puteți identifica pe cei care au lucrat și sunt la cercul de pictură, uitați-vă în ochii lor. Sunt ochi mult mai blânzi, cu priviri mult mai înțelepte și mai generoase decât noi ceilalți care avem ceva de făcut din lumea asta. Aseară a fost o expoziție de pictură a unui membru al CERC-ului. Vă invit să o vedeți în hol.
tuturor vă spun încă o dată, bineți venit la Cluj, pe voi vă felicit, familia Opaiți, drum bun acasă și nu uitați, Casa de Cultură a Studenților rămâne a doua casă a lor. Aduceți copiii aici la școală și să avem grijă de ei. Vă mulțumesc foarte mult!